Salut, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, fraților, la un nou episod. Ei bine, acesta este un episod mai special, deoarece am să vă fac diferite anunțuri. Ei bine, fraților, și da, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă vreți în continuare episoade, nu doar de acest gen, dar și de multe alte genuri. Ok, în primul și primul rând, aș vrea să vă spun faptul că săptămâna viitoare nu va apărea niciun clip, pentru că o să fiu foarte, foarte ocupat și, sincer, fraților, încep mii de scuze, dar nu prea permite timpul. Dar, în schimb, o să mă revanșez joi, în care joi vor apărea două clipuri și începând de joi până duminică vor apărea două clipuri, după care din nou de lung câte un clip, dar sincer sunt destul de supărat și eu pentru că nu pot să postez câte un clip măcar în fiecare zi. Bun, doi la mână. O să apară niște noi update-uri. E bine, vreau să măresc puțin claritatea videourilor pentru că aș vrea să pun gen 720p și 60 de cadre pe secundă. Totuși am ajuns la o sumă de abonați foarte mare. E bine, după cum bine vedeți, am schimbat și, adică am un PC nou, adică sau un laptop mai bine spus, cu o claritate mai, cu componente mai destul de bune, doamne, mă bulbe și nu-mi prea place. Gen are GT920M, 8GB RAM și multe alte chestii. Ok, după părerea mea. Bun, și vreau să măresc calitatea. Voi încerca și 1080p 60 de grade, dar nu cred că o să pot, dar zice măcar, măcar și claritatea videourilor să fie mai mare, sau a jocurilor, și la jocuri să fie pe AI și la când filmez să fie în 720p și 60 de grade pe secundă. Ok, și vreau să spuneți în comentarii dacă vă place cum am reușit eu să-mi creez aici ceva imagini. Ok, fraților, deci practic încă o dată revenim la ceea ce am spus și anume, de săptămâna viitoare nu va apărea niciun clip, mâine va apărea cu siguranță, după care, așa, și vreau să vă mai vorbesc puțin și despre jocurile care vor apărea noi pe acest canal. E bine, vreau să încep să postez GTA 4 online. Gen, n-am postat până acum pentru că m-am chinuit destul de mult pentru a putea să joc online, pentru că îmi dădea crash și, vă dați seama, nu-mi prea plăcea. Dar am reușit și pot să postez, o să tunez mașini, o să fac destul de multe chestii interesante. E bine, o să mai apară și Left 4 Dead 2 și după cum vedeți a apărut și 60 Seconds și The Night of the Rabbit, a apărut Tomb Raider Legend exact astăzi și da. Dar dacă în caz că o să mai achiziționez jocuri, eu am să vă mai anunț și în comentarii sau în videouri. Bun, fraților, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like sau să vă abonați dacă nu cumva sunteți deja. Acesta a fost Andrei. Pa, pa!